Aici sunt niște structuri variabile, provocate, bineînțeles, de noi, pe o placă transparentă. Asta apare pe una din camere de proiecție. Imediat va începe cealaltă, care intră din nou apa. Sunt niște mici patrate, mici cubulețe. Este o veșnică mișcare și transformare din cauza unei presiuni care vine deci de jos în sus. Film făcut de prin 72-73, dar la o temă dată tot așa împreună cu elevii, de la liceu de arte, am dat o temă de analiză cum se comportă membranele de săpun. Și atunci eu filmam, ei și lor le-am dat camera de filmat. Cred că aici undeva suntem spre sfârșit. Finalul va fi întâlnirea dintre cele două ecrane care se suprapun. Există tot timpul echivocul ăsta de a privi fiecare temă ca pe o lovitură finală, dar și până la urmă trebuie să o privești și ca pe un exercițiu. Păi și atunci Nu trebuie să aștepți chiar, bun, te confrunți cu un subiect și poate nu e subiectul în care dai cea mai bună lovitură, dar oricum, te-ai confruntat cu el, este o provocare. Da, încerc așa să spun acest lucru. În primul rând, în problema asta de simboluri, întotdeauna există și o poziție de tipul ăsta care este mult mai rece, premeditată, în care îți propui un set de simboluri și ea să-i găsesc forma. Este poate calea cea mai rece și care de regulă la mine a eșuat. Una e că ai o presimțire, te apropii de acea zonă de simbol sau materia care crezi că sau imaginea, sau pomul, sau cerul, sau așa, și pe urmă simți ca un fel de bucurie, ca un fel de descoperire veșnică și te tot încarci. Asta pe de o parte. Deci ești vizitat de tot felul de lucruri care vin mai clare, mai neclare, deslușite, nedeslușite. Dar ceea ce este poate important și aici ce ai vrut tu să zici foarte bine, într-o lucrare care este bună, reușită și în planul sensului, nu poate fi cuprinsă nici de autorul însuși. Deci nici autorul însuși nu știe ce s-a petrecut sub mâna lui. Asta ar fi. Cum evoluează ideea artistică în timp? Adică 10 ani de film, trecere la pictură, și atunci mă gândesc că... Oricum, filmele astea, nu? Sper că simțiți și voi că sunteți tot structurați ca pictori. Păi, sunt într-un spirit care este cel al pictorului. Sunt imagini care contemplă realitatea. Nu există un scenariu care se desfășoară conform unui film. Și există o ritmicitate care înseamnă, după niște legi ale formei sau ale sensului sau contrastului de forme sau unor analogii care slujesc sentimentului. Poate la un moment dat fiecare își găsește momentul potrivit pentru a se deschide spre interior. Sau... Când vine momentul? Nu știu, aici mă gândesc că discuția... Trebuie să fie un bobărnac. S-a întâmplat și cu mine. Eu aud acum
glasuri și corecturi ale profesorului meu, Podlipni, când eram de 16 ani, abia acum le aud și le înțeleg. Na. Ce este pictura până la urmă? Pe de o parte, pictura s-o definez ca o meserie și ca o tehnologie și n-am evitat să spun că la un moment dat această meserie, pictura, te construiește și într-o anumită stare și începeam să vorbesc de contemplație, sigur luând de la Sfinții Părinți, deci tot din spiritualitatea răsăriteană, această educație care trebuie să o faci cu școală, care trebuie să o faci cu sufletul tău, prin treptele de contemplație. Am fost stimulat să fac acest film de Studio 2, care avea un generic Omul și natura, locul și lucrurile. Eu deja eram în acei ani într-o revelație că lucrurile puternice sunt cele simple și sunt cele de demult. Întoarcerea ar fi una din ele? Era o nostalgie în mine care mă trimitea înapoi. Tot pe domeniul ăsta al percepției, la un moment dat m-a vizitat, pot să zic, făina. Cumva lucrurile, nu știu cum au venit în atelier. Am simțit un material extraordinar de cald și făceam exerciții, cum se văd în aceste patru imagini care le am aici, niște exerciții de percepție. Chiar în enunțul reprezentare și simbol, că cred foarte mult în acest modul și menirea acestui modul, care stă vis-a-vis de destinul picturii, mai ales acum în 2001. Adică revenirea, apropo de întoarcere, de filmul, întoarcere la reprezentare, și asta e o întoarcere. Fiindcă aici se pune în balanță în ce măsură ceea ce este în afara mea, lumea, realitatea, este încărcată de sens și în ce măsură eu ca individ, ca eu știu, personalitate artistică, eu sunt cel care încarcă lumea de sens. Eu sunt în ascultare și sensurile mă vizitează. Azi e Sfântul Andrei, ne bucurăm de această zi. Dimineața și nins puțin. Încă o dată, Andrei, la mulți ani, la state.
Și... Galeria asta s-a definit de fapt singură, într-un fel, și cu ajutorul nostru și cu ajutorul vostru, dar și singură. Ea s-a impus cumva. Ea, spațiul galeriei era acolo, da? Ea a intrat în bucătărie, de aici s-a extins în hol, din hol în grădină, din hol în living și a pătruns în toată casa. Dar a pătruns cum? Ai pătruns. Pod? Ai și un pod. Am și pod, da, da, ăla urmează. Nu, a venit Tinu cu expoziția aceea nemaipomenită, prima expoziție care a făcut însemnări pentru o grădină și invitații din Prolog. Și însemnarea aia a fost din galerie, în bucătărie, de fapt cred că tu ai fost primul care ai depășit bucătăria, ai pătruns în poște, dus până în grădină. Până în grădină. Am vrut și în grădină, dar eu zic cu ploaie. A fost o zi norocită. Am vrut să pun lucrez până acolo. N-ai fost divină că la un moment dat m-ai invitat așa, Todorom Tromcă la adică expoziție, sau tu? Curățai cartofi, tu și el, curățam cartofi și am spus hai să-l invităm pe Dino. Și nu simțeam justificarea decât dacă deci, mergem pe pentru că este o tema a familiei. Deci era familia pregnantă în această galerie. Amintește-ți tu care ai venit atunci și ai ținut acel proiect colovii, da, nemaipomenit, adică ai susținut cu expoziții, de fapt, dar nu erau expoziții, erau niște colovii. În fiecare săptămână ai schimbat problema. Și ai, Bine, era un lucru retro din tinerețea mea și fiecare săptămână era o secvență. Exact, dar foarte necesar, pentru că la un moment dat erau tineri artiști și eu spuneau, doamne, eu sunt ăla care am făcut nu știu ce. Ai venit și zic, stai că lucrurile astea s-au întâmplat odată. Studio 1 a fost un început, așa, el mi se pare... De 78-79, cam așa nu pot. Cum erau vremurile atunci. Cataloage nu se făceau la sclipitoare ca acum, era un fel de power art, o altă sărăcie, care are un farmec deosebit. Sigur, dar și hârtia e... Important e că Paul Gerasim și Timișoara era un loc plăcut pentru Andrei Pleșu, pentru Dan Rulică, Paul Gerasim veneau aici, la București, nu se puteau face manifestări. Erau prea în centru, prea observați acum. Dar și aici au fost probleme. Paul spunea de alegerea icoanelor și de fapt la studiu nu se țină nimic. Bineînțeles. Asta ce an era? 78, 79 era studiu 1 și 81, 81, uite aici, așa, decembrie era și... intrăm în postul Crăciunului, era în decembrie. Și atunci, acum, eu înțeleg că aici, în galeria asta, e un fel de actualizare, de, poate în altă formă, a lucrurilor de atunci sau... Hai să vă povestesc puțin, de fapt, de ce se întâmplă în casa asta, ce se întâmplă, cel puțin din ce se vede că se întâmplă. Dar eu nu știu ce ați făcut voi la Șirnea. Tino a spus la comisenia care s-a întâmplat la noi cu Radu Frunteș. Băi, nu facem noi ceva acolo, că ar fi frumos, că ar fi, nu știu. Și era interesant. Dar n-ai numit-o. Tu ai zis tabără, dar după aia nu tabără, domnule. Nu, hai să nu numim tabără. Cred, în intenția, cum ne-am gândit atunci din capul locului, când a fost profesor Frunteș aici și mi-a venit mie gândul cu
prologul și mai ales cu Paul Gherasim, care avea intenția să fie întotdeauna într-un sat, să mergem într-un sat, arhitecți, ingineri constructori, muzicieni, pictori, să fim într-un dialog mai bine sudat cu oamenii satului. Andrei sau Timur, pe mine mă interesează ceva. Ce e prioritar la voi? Ce e cel mai important? E locul? E peisajul? Sunt condițiile de locuit? Sunt cei cu care sunteți acolo? Ce e important? Nu neapărat la Șirnea. Dar în general, partea de-a substanțială este, până la urmă, locul. Locul. Și locul nu înseamnă numai un punct pe harta României, ci înseamnă ceva mult mai substanțial. Aici exista totuși o puritate la Șirnea. Satul respectiv de munte, pentru mine, a fost primul sat de munte în care am stat atâtea zile și lucrurile astea, până la urmă, există, intră în noi. Nu suntem decât niște bieți purtători sau transmițători de aceste lucruri. Deci, cam din toate. Domnul Paul, știu că l-am cunoscut de foarte multă vreme, când am avut noi expoziția Sigma la Calinderu. Și erați acolo și atunci ne-am cunoscut. Deci asta este, asta a fost în 68 sau așa. 68? 68, Calinderu. Asta a fost în 68. Eram student atunci. Tu erai student? Și tu Mihai, ce erai în 68? Am și văzut expoziția voastră atunci. Aveam 11 ani. Erai la școală. N-ai venit să vezi expoziția. Dacă nu ești în timpul acela preconceput, așa, ești în trecut. Oare în trecut nu poți să fii, pentru că valorile nu sunt valorile care au fost, ele nu rămân în trecut. Totdeauna valorile, după cum și natura, permanentele acestea sunt totdeauna înainte. Înainte. Tu urmezi lor, pentru că ele sunt modele, sunt repere și modele. Da. Chiar așezarea asta în experiența celor dinainte e tot o așezare într-un loc, așezarea unui loc, experiența celor dinainte. Locul care ajunge universal. Da, experiența lor care rămâne aceeași, de fapt. Ceea ce se numește suntem noi cei care, sau cei care vin și preiau această experiență, sau încearcă să înțeleagă această experiență celor dinainte.
Toți învățăm. Toți învățăm. Asta vreau să zic. Eu am primit și eu corectura azi de la domnul Paul și foarte bună, mâine abia aștept să aplic corectura. Deci noi suntem, ca asta ar fi, într-adevăr, prologul e și o școală în care noi, între noi, le facem corectură și ne ajutăm și ne și bucurăm de lucrarea celuilalt când merge bine. Ne bucurăm, parcă ar fi lucrarea noastră. Ne și folosește că îi merge bine. Da, așa. E un folos pentru fiecare dintre noi că îi merge celuilalt bine. Asta e, într-adevăr. Ne merge bine când ne folosește. Cum? Ne merge bine când ne folosește. Da. Putem vorbi de grădina
ca despre un fel de ecou al paradisului, ca despre un fel de oglindă, o reflectare a paradisului. Și toate acestea la un loc țin de o permanentă năzuință umană. Și pictor. Cum spuneam, atracția mea pentru natură a fost din totdeauna de când mă știu. Ca elev, student în grădină din oraș, apoi în anii 60 ca tânăr, căutând, spre exemplu, structuri optice în cine știe ce relație de contrajur dintre frunze și cer, și până în prezent, aceste reveniri și raportări la natură au însemnat o permanentă nevoie și năzuință.